Vă salut cu drag! Avem vești minunate pentru iubitorii de filme. Unul bun s-a filmat aici, la noi acasă și în curând va putea fi vizionat în cinematografe. Despre toată aventura de pe platourile de filmare vom vorbi în continuare cu regizorul și producătorul filmului Carbon, Ion Bor, și actorii Dumitru Roman și Ion Coșaru. Bine ați venit, băieți! V-am găsit! Vreau să îl întreb mai întâi pe Ion, de unde a venit ideea filmului? Și cum este să faci un film aici acasă? Bănuiesc că e destul de dificil. Da. Dacă doriți să vorbim despre cât este de dificil, nu ne ajunge toată emisiunea. Acum deja suntem la final. Ultimii pași îi facem pentru a finaliza filmul. Deja acum încercăm doar să ne bucurăm. Nu ne mai uităm în urmă cât de dificil a fost sau cât de greu. A fost dificil, a fost greu, dar a fost și destul de interesant și o experiență care probabil o să ne rămână pe toată viața, în viața echipei și a noastră ca și, și autori. Ideea filmului, anterior lucrasem cu Mariana Starciuc la un film de scurtmetraj, am făcut câteva încercări, ne-a plăcut foarte mult, ne-am imbibat, ca să zic așa, de acest microb al cinematografiei. Ca și producător la acel film am întâmpinat unele dificultăți cu privire la distribuția filmului. De exemplu, să-l punem în cinematografie, nu poți pune un scurtmetraj în cinematograf. Ai nevoie de încă câteva scurtmetraje. Ca să cauți în câteva scurtmetraje, trebuie să faci un gen anumit, să chemi publicul la cinema ca să vadă câteva scurtmetraje. Ceea ce publicul nostru nu e atât de obișnuit să se duc la cinematograf să vadă câteva scurtmetraje. Ei se duc la un film de lung metraj să vadă. Și de aici a apărut ambiția, hai să facem atunci un lung metraj deja. Acum, uitându-mă în spate, cred că eram destul de entuziasmați și pe alocuri chiar naivi când ne-am pornit în această aventură. Dar uite că am avut noroc și am ajuns cu bine la capăt și am reușit să ducem la bun sfârșit acest film. Da, important este ca rezultatul să fie unul pe măsura așteptărilor. Da, să începem așa, cu treptat. Filmul Carbon, de unde denumirea și în jurul căror acțiuni se învârte tot subiectul filmului? Filmul se întâmplă în anii 92. Este vorba despre personajul Dima, care este interpretat de Dumitru Roman, care dorește să se ducă pe front pentru a câștiga un apartament unde pentru a se muta cu iubita lui. Ei și pe drum oarecum se sacrifică pentru binele viitoarei familii. Dragostei, hai să zicem așa. Da. Și pe drum se întâmplă niște evenimente bizare, întâlnesc un corp carbonizat și în jurul acestui corp carbonizat se întâmplă deja toată acțiunea filmului și eroii trec prin diferite peripeții și situații comode, incomode, comice, dramatice, tragice. Ca bine când aud, adică spectatorii, când auzit de Carbon și un film despre mașini ceva. Să faci o analogie, era un joc. Dar uite, aici nu mă gândeam că se sacrifică pentru dragoste. El și la dâns gândea, cel puțin eu așa, perceput personajul. Corect, corect. Se gândea la el, dar pe parcursul filmului probabil se schimbă, evident că începe într-un Da. Hai să vorbim acum despre distribuția rolurilor. Cum ai ales actorii, acești doi din platoul nostru? Voi cum ați primit? Cum ați primit invitația? Știu că s-a filmat în timpul pandemiei, perioada în care lumea era mai reticentă. Chiar dacă era reticentă, lumea a rămas fără joburi și era dornică să lucreze. Și presupun că multă lume s-a bucurat că a primit un rol. Povestiți-mă așa, să ne aducem aminte de acum 2 ani. Ce a fost? Sincer, e vorba de un casting, evident, că nu se alege. Da. Cu mătru, vin și filmează, pe frumos la mine la film. Dar te invită cineva la casting, da, nu? Da, deci eram cu mătru, deci nu știu dacă avem de gând film cu mătru, care să mai filmeze. Era vorba de un casting, am fost invitat, plăcut, surprins, că evident că vin, munceam pe atunci, munceam la radio. Am venit, am trecut prima etapă, după care am fost și a doua etapă. După care am fost și a treia etapă. La casting, când erau deja doi. Doi rămăsese. Și eu am plecat în emisie directă. Nu spun la care post radio, că sunteți concret, dar zic că eram în emisie directă, da.
Și mă sună Mariana. Mă sună Ioana, mă sună Mariana, adică scenarist. Mariana Starciuc. Și mă sună, băi, Dumitru, eu am, îți spun că eram chiar în emisiune direct și acum nu mint. Uite, eu îmi permit, eu îmi cer scuze, pot să ridic receptor, că e un apel foarte important. Zic, da, uite, ai trecut castingul, super. Și colegul deja m-a întrebat, ce s-a spus, am trecut, felicitări. Iată că vreau să caut această emisie, dar presupun că nu o să mai găsesc, asta a fost în 2019. A fost în 2019 pentru că a fost realizat un trainer acestui film. Ca ulterior, cumva, să mai dezvoltă, să mai aduc ceva buget, așa am înțeles eu. Da, da. Adică s-a muncit, pe lângă faptul că s-a muncit la film, s-a muncit și la trailer. Cu am un înțeles. An înainte. Adică și ți s-a potrivit rolul, mă, nu? Și am văzut din teaser acest lucru. Trebuie să spun că da. Ca și toate rolurile pe care Dumitru, le interpretezi. Eu încă n-am văzut. Nici eu. Îi ziceam din teaser. E destul de interesant. Acum și o să-l vadă și cei de acasă. La tine, Ion, cum a fost? Exact același moment, casting, am fost apelat de Ion, zice, ce faci? Vrei să vii la o probă? Iată, încercăm, vrem să... Ne-am aventurat într-o nebunie și vrem să te provocăm, să vedem dacă ai putea... Dacă te încadra, te potrivești în această producție. Cu mare plăcere, la noi, în Moldova, castingurile nu așa... Cu un gârlă. Și mai ales când te invită și un actor, tot din Breaslă, evident că nu poți să pui la îndoială că lucrurile nu pot să funcționeze. Sigur că noi, actorii de teatru, avem alte metehne care e un pic diferit de jocul în filme, trebuie să fie mai firesc, mai natural și cu mare plăcere ne-am dus, am discutat, am probat anumite situații, genuri, trebuia să fie Dumitru. Și la sfârșit ai și luat Dumitru. Castingul? Așa s-a întâmplat și chiar mă bucur că lucrurile au funcționat. Dar zi-mi personajul pe care îl interpretezi. Personajul meu e foarte ciudat, hai să vă zic așa. Inițial nu prea puteam percepe și înțelege și pe parcursul filmului și zilelor de filmare, pe de o parte este un aventurier total, un băiat pozitiv, dar care are foarte mari speranțe și idei și vise de a ajunge cineva. Dar partea inversă este că este un tip fără personalitate. Deci cam încearcă să facă ceea ce îi se spun sau ceea ce îi spun alții. Sau el fiind singur, el știe că el are niște idei și el va ajunge dita mai imperator sau funcție de primar. Deci a fost un mix foarte curios și cel mai important că distribuția filmului și în zilele care ne-am întâlnit, atunci când distribuția este făcută bine și ai pe platou și parteneri pe măsură, nu are cum să nu funcționeze, fiindcă toate se întâmplă una după alta și atunci ele pot să întâmple și o legătură și te pliezi și pe baza scenariului și pe ideile regizorului și ideile partenerilor de recomunicare. Vreau să fac o remarcă aici, deci la etapa scrierii scenariului, din prima scenă când a apărut personajul Petrică, personajul interpretat de Ion, deci eu eram sigur din prima că ăsta îl va juca Ion Coșeru. Deci l-am citit și am discutat, ăsta e rol pentru Ion Coșeru exact. Deci, bun, am mai încercat și câțiva alți actori ca să văd, să-mi dau seama, dar din start eram sigur că ăsta trebuie să joace Ion acest personaj. Pentru că așa cum ați zis și voi, filme în Moldova nu se fac în toată ziua. Cei de acasă așteaptă și sunt sigură că vor dori să vizualizeze acest film, dar ca să-i facem curioși, zic să urmărim teaserul. Mie mi s-a părut foarte interesant. Haideți să-l vedem încă o dată împreună. Steagurile astea sovietice, pe ce e scris în chirilică, aruncat la gunoi. S-a schimbat puterea, Mihail Gheorghe. Mine sovietic, dar nu mai există. Не отдадим и пяди нашей приднестровской земли молдавским национал-фашистским захватчикам. Повесь ты дошла в отца, сдай квартиру, ты зацелишь, что я стал фактом дурной. Băie, dumă pe fronte, Romne. Așa vrei să duci. O, așa strani găsați mireas. Vezi, nu știi cu coas. Mâine, poi mâine, ai să ajungi și tu ca dânsul. Și patrioții al de tine se lasă să se mănânci câinii. Ce-a structul ăsta? L-am găsit la marginea drumului. Ăsta nu e de nostru, precis. Te rogi, băieți, lasă-l să-ți duci. Dar pe eu rămân. S-ați luat cărbunile și-ați frecat-o-nă. Că-te-i clar, vai. Nu-i de lor. Du-l înapoi. Пацаны, это разведка. Тут у нас афганцы нарисовали. На колени! Быстро!
Eu am 100 de când îmblu cu omul ăsta. Hai cu mine. Dar Abdulex, mă lămuresc cu omul, nu? Îmi dai adeverința asta de moarte sau nu? Eu cu bolnăji am treabă și nu cu morții. Chinici nici cazac mort ai găsit tu. Aici s-au pornit războiul. Ei sunt puști și în satul nostru. Trebuie să răspunzi în rând cu mine, Bore. Răz Mihal Gheorghe, e un stacan de jen de sufletul. Disgropați-l, Totamu. Totamu, disgropați-l! Din 4 octombrie îl puteți vedea și voi, dragi telespectatori. Mă interesează, care este bugetul pentru un film? Bugetul încă nu a ajuns la final, încă mai avem... Mai avem cheltuieli și pentru promovare și pentru... Dar în linii generale, dacă... În linii generale depășește 500 de mii de euro. Jumătate de milion de euro. Da. Am înțeles. Mult, puțin, să cunoscătorii să zică. E probabil mult pentru Republica Moldova. Dar puțin pentru... Da. Cinematografie internațională. Care au fost cele mai amuzante lucruri care s-au întâmplat în timpul filmărilor? Care vă amintiți așa cu mare drag? Peripeții, acum pot să deschid un secret, da. Domnul regizor, nu știu, da. Prima zi de filmare a avut loc la Tutunărie. Se vede silențele acolo. Zi-mi cum se numea satul. Bulăiești. Bulăiești, da. Eu un sat, bine, o să vă povestesc după cadru. Mai vă scurt. Prima zi de filmare, eu fiind ca personaj, Dima, tractorist, ăla de la brigadă, evident că am o experiență în spate de tractorist. Pot merge pe tractor, orice marcă de tractor. Dar evident, eu fiind Dumitru Roman, care nici permis de conducere nu aveam, trebuia să urc la tractor. Hai, mi-a arătat Marin, era Marin Matrencu, el la ajutor, mi-a arătat, uite, aici se dă turațiile, aici pedalele, aici ambreiajul, înțeles? Da, am înțeles. Hai, ne pornim. Hai, una, două, bă, bine, 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 super, super, dar vreau cu viteză să vii, tu vii cum scopul. Domnul regizor trebuie să explici, trebuie să interpretezi. Bine, hai, treie, nu, dă-i așeasa, dă-i așeasa cu viteză, hai așa. Bine, Marin mi-a explicat turațiile, să dau, dar nu mi-a explicat că, pe lângă faptul că apeși ambreiajul și frâna, el nu se oprește dacă nu micșorez turațiile. Și eu intru în coțitură, bine că nu era mult, era vreo 30 la oră, dar pentru tractorul ăla care te aruncă. Eu intru aici, tunăria, și un bloc de beton era. O, oh, Doamne! E așa, un paradox. Și eu întorc, apăs ambreiajul, frâna, nimic nu se oprește, văd blocul de beton, mai nu se oprește. Întorc și trec pe alături, așa, și mai, și îmi dau seama turațiile, copile stâng. M-am oprit acolo la un metru de tunărie, de stâlp, de tot, și am reușit să scotesc și paralel m-am... Ai avut noroc. Da. Eu sper că... alb, vine domnul regizor. Super, dar hai cu bot tot și te oprești. Eu îmi gândesc, nu m-a oprit cu bot, dar mă opream mai repede. Încă o dată, știi? Iată, mai n-am pățit. Sper că într-un timp ai luat permisul, nu? Da. Bravo, felicitări. Deja la următorul film o să fim experimentat. Până într-un final eram expert tractor, dar nu știam cum să repară. Dacă rămâi fără job, avem nevoie. Da, nicio problemă. Dacă aveți țara agrar, alte peripeții. Pentru mine a fost cele mai amuzante zile de filmare atunci când erau scenele de masă. Și acolo unde filmam, de exemplu, trebuia să fie niște muncitori unde să facem curățenie înainte de ziua independenței. Și evident că erau foarte mulți doritori de acolo din localitate să se filmeze. Și când încerci, conform scenariului, să zici o replică sau spui, mergi mai să fii mai agresiv sau mai rău, că el e șef totuși, vrea să ajungă viceprimar. Și când spune, o doamnă s-a supărat, dar ce ăsta stă pe la mine? Da și nu el, la mine s-a supărat. Deci era o chestie foarte delicată și la un moment dat povesteau și fetele de la scenografie, unde era monumentul cu Lenin. Sau, da. Deci făcut molaj și dimineață vin oameni, n-am zis, dar ăsta când a apărut dimineață, ieri nu era. Deci în fața Casei de Cultură. Cu monumentul eroului Niculescu. Da. Deci... Bine că n-au chemat televiziunii. Unde a apărut monumentul în satul nostru? Da, apropo, asta a fost tot o situație interesantă, fiindcă noi am terminat de filmat și mi-aduc aminte, noi am terminat de filmat acolo lângă monument, dar mai aveam câteva filmări prin sat. Și tot auzeam lumea din sat, aveau... erau cumva contradictorii unii cu alții. Hai să lăsăm monumentul. Nu, hai să-l scoatem. Ce să lăsăm? Dar alții, nu, hai să lăsăm, că e frumos. Uite cum l-a pus băieții. Era un monument. O istorie destul de interesant, succint, pe care am la cimitir, filmam.
Și era o scenă, când ai spus de masă, eu m-am uitat masă, adică tu ai avut în vedere de oameni, de chiar de masă. Am de masă, eram trei personaje acolo, adică eu, comisarul și mai țin minte, și eu am vânt. Da, și am vânt. Și eu când în groapă. Da. Și noi cumva, adică trebuia să ducem o masă de pomenire acolo. Și erau niște sărmăluți, evident, fiind vara, ele s-au înăcrit. Sărmăluțile alea. Și în loc de vin, noi luam ceai de... Vin. Vin, da, hai să fie vin. Răspunem. Și bine, când se filmează, nu se filmează dintr-o dublă sau dintr-un singur cadru. Se filmează mai mult cadre și o să ne dăm duble. Și exact dacă trebuie să ții acord, dacă ai luat din găluta aia, trebuie să o mănânci până la capăt. Și evident, următoarea dublă, exact aceeași situație. Noi vorbim între ei, dacă alea năcriti sau măluțele, hai să le mâncăm mai repede și nu o să mai fie duble, știi? Și noi le mâncăm toate. Ia mai duceți, scenografia, mai duceți pe sarmale. Și când vedem o șaul plin de sarmale, năcriti. Gata, e clar. Țin când te uiți în film cum mănâncă-i sarmale, tu spun așa mi-a făcut un gust de sarmale. Dar știi ei. Momente dificile de la filmare. Te interesează, poate... Pentru mine a fost foarte dificil. Poate a fost dificil să găsiți rechizită sau altceva. În general, producția a fost foarte dificilă. Am avut de filmat toată Moldova. Eram în pandemie. Multe locuri nu erau accesibile. Dar am avut foarte mare noroc că toate instituțiile publice au fost destul de deschise, ne-au ajutat Inspectoratul Național de Poliție, Ministerul Afacerilor Interne, Armata Națională, toată lumea a fost deschisă și ne-a ajutat cu tot ce a putut. Pentru mine a fost toate zilele de filmare foarte dificil, fiindcă exact cu două zile înainte soția mea a născut și eu trebuia să fiu mereu acasă, deci nu puteam să dorm în locația unde toată lumea era. Și eu, practic, toată perioada dormeam câte 2-3 ore pe noapte, 2-3 ore pe noapte. Și trebuia să fiu totdeauna fresh, trebuia să știu totdeauna ce se cer de la actori, ce avem la producție, planul de filmare, scenariu, tot, absolut logistica. Și eu nu prea mi-aduc aminte vag cum a fost, unde a fost. Băieții, de exemplu, acum povestesc istorii care... Eu nici nu le dar acum îmi spun și da, a fost așa ceva, dar nici nu mi le aduc aminte cumva, nu mi-au rămas. Dat fiind faptul că ai investit atât de multe emoții, ce așteptări ai tu de la acest film în calitate de regizor? Noi cu echipa cumva ne-am propus din start să facem tot ce putem, să dăm tot ce e mai bun din noi, dar să fim gata de orice rezultat. Adică nu mi-am creat așteptări și nu mi-am pus speranțe să fie wow, să fie cel mai bun. Adică eram cum o să fie, așa o să fie. Ce, noi trebuie să fim sinceri cu noi și depunem tot efortul la momentul potrivit ca să iasă lucrurile bine. Feedback-ul care îl avem este pozitiv, este bun. Ne confirmă și festivalele internaționale care ne tot cheamă și ne invită. Acum nu ne rămâne decât să așteptăm și reacția publicului de acasă, care suntem foarte nerăbdători și curioși să vedem cum va primi acest film. Ne bucurăm că biletele se vând, mai sunt câteva locuri, grăbiți-vă, și ne vedem la premieră și așteptăm feedback-ul publicului. Da, ce mesaj aveți pentru public? Cum îi faceți să vină la film? Vrea să fie acolo în primele locuri. Le arătăm trailerul. Așa. Le arătăm castingul. Actorii. Invităm să ne întâlnim împreună și să vedem filmul. Eu vreau să vă adaug că foarte multă lume cu care mai comunicăm, evident că cu cine discutăm, văzând trailerul și teaserul, sigur că ei sunt entuziasmați, dar cel mai important, zic eu, am să vin, pentru că limbajul este de-a nostru. Asta este un moment. Al doilea ține, cumva ne reprezintă că noi știm, sau în mare parte cei care au trăit aceste perioade și cam știu despre ce este vorba, cam ce s-a întâmplat, sau părinților au trecut prin această istorie, această etapă. Ei sunt curioși să vină și să vadă, pentru că dacă noi avem filme artistice, poate un pic cu alt buget sau altă tematică. Asta este o tematică care atrage în primul rând și care cumva ne reprezintă, chiar să fie și indirect pe alocuri. Și eu cred că filmul va avea priză la public, publicul o să vină și deja ține și de timp și cinematografele să fie deschise, ca el să fie pus pe marele ecrane.
Asta este motivația foarte trebuie să fie clară, adică e foarte succintă. Nu de ce ar trebui să vin, dar de ce nu ar trebui să vin la film. Iată, asta. Adică trebuie să veniți la film, trebuie să vedeți. Și cu atât mai mult, am menționat și la începutul interviului, că nu se fac într-atât de des filme la noi, Republica Moldova. Dar nu se fac, de ce? Că lumea nu merge la film. Merge la film. Deci cumva nu se duce la teatru. Este o chestie importantă care am testat-o pe câteva genuri de vârstă. Uh-huh. Și ne-am bucurat foarte mult că fiecare segment de vârstă se regăsește în acest film diferit. Da, pentru că unii au cunoscut istoria pe propria piele, una din povestirile părinților, bunicilor și... Și ne-am dat seama de un lucru tot care pe noi ne distrează foarte mult. Persoanele până în 30 de ani spun că personajul principal este Dumitru. Și persoanele după 35 zic, nu, personajul principal este Ion Vântu, care îl joacă pe Vasea. Și ne dăm seama că asta este diferența de gândire, de valori care o au persoanele. Totodată e bine că prinde tot publicul. Da, da. Spectru. Se regăsesc în personaje diferite. Eu, din suflet, vă doresc să aveți un feedback pozitiv, astfel încât să vă ambiționeze să urmeze și alte creații. Mult succes și vă mulțumesc tare mult! Mulțumim, vă așteptăm! Mulțumim, Doamne ajută, veniți la film, trebuie! Mersi! Păi, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă doresc mult succes! Dragilor, voi nu plecați, rămâneți cu noi pentru că luăm acum o scurtă pauză de publicitate, însă revenim să discutăm cu medicul Aurelia Avram, care va veni cu sfaturi prețioase pentru toți părinții și tot după publicitate vom pleca acasă la Doina Sulac, care ne-a pregătit o rețetă delicioasă. Dacă se descurcă sau nu la bucătărie, veți vedea după publicitate, rămâneți cu noi!